Bine v-am regăsit, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Peștele este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii le recomandă în orice situație, fie că vă doriți să slăbiți, fie că vă doriți să găsiți alternative sănătoase la alte tipuri de carne, fie că vreți să aveți o alimentație echilibrată din punct de vedere nutrițional. Peștele trebuie consumat cu moderație, deoarece poate conține substanțe toxice. În general, este recomandat să consumați 2-3 porții de pește pe săptămână în cadrul unei alimentații echilibrate. Carnea de pește conține fier, o substanță minerală care contribuie la prevenirea și combaterea anemiei. De unul singur, peștele nu ar putea avea o acțiune optimă asupra acestei afecțiuni, motiv pentru care este recomandat să consumați și alte alimente care conțin fier. Iodul, de exemplu, este un aliment esențial pentru funcționarea normală a glandei tiroide și implicit pentru arderea grăsimilor. În general, doza de iod se obține din alimentație, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de suplimente. Printre alimentele cu cel mai mare conținut de iod se numără carne de pește, sardine, hering, cod, biban, ton, morun, soia, crustaceele, fructele de mare, nucile proaspete, ouăle, fasolea verde, algele marine și pâinea cu secară. Consumul regulat de carne de pește poate reduce cu până la 50% riscul de cancer, datorită acizilor grași esențiali și omega-3. Printre tipurile de cancer care pot fi prevenite datorită consumului de pește se numără cancerul ovarian, cancerul mamar, cancerul de prostată sau cancerul esofagian.